Ce trebuie să știi când îți faci părul cu peria rotativă? 1. Nu folosi peria rotativă ca perii pentru descălcit părul, mai ales că ea în funcțiune. Asigură-te că părul este foarte bine descălcit în prealabil, un păr încurcat va îngreuna utilizarea periei rotative, iar efectul final nu va fi cel dorit. 2. Asigură-te că părul este o idee umed, cam 5-10%. Asta te va ajuta să obții forma și volumul dorit cu peria rotativă. Altfel, dacă părul este uscat în totalitate, el are deja o formă și va fi mai greu să-l modelezi. 3. Lucrează cu două mâini. Niciodată să nu folosești peria rotativă cu o singură mână. Adică așa. Pentru că nu ai control asupra părului, normal că se va încălci. Ajută-te de ambele mâini ca să controlezi șuvița de păr și să o așezi cum trebuie pe perie. 4. Șuvița se așează perpendicular pe perie, ca părul să nu se agațe în capetele periei atunci când o rotești. O greșeală des întâlnită este aceea de a ține peria rotativă într-o poziție necorespunzătoare. Dacă, de exemplu, așezăm șuvița așa, ea nu mai este perpendiculară pe perie și atunci când o vom roti, ori nu va avea niciun efect, ori se va agăța. După ce am setat șuvița perpendicular pe perie până sus și o ținem aici cam 30 de secunde, abia după ne putem juca cu peria și să o răsucim. Pentru un plus de volum, nu lucra pe interiorul șuviței, ci pe exteriorul acesteia, cumva opus direcției de creștere a părului. Acesta este rezultatul final. Cam acestea sunt trucurile pe care le-am învățat și eu folosind peria rotativă de mai bine de 5 ani. Sper să vă fie și vouă de folos și pentru că e luna iubirii, am un cod de reducere pentru voi valabil pe site-ul Babyliss până la finalul acestei luni. Folosind acest cod aveți 10% reducere la orice produs. V-am pupat!